Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Chateau Valvis și Kaufland. V am regăsit, domnilor și domnilor, sunteți la cină și vă mulțumim pentru acest lucru, vă mulțumim pentru că în fiecare seară de sâmbătă ne primiți în casele dumneavoastră. Știți deja acest lucru, emisiunea la cină este emisiunea în care șefa adică de gătește și eu, Ionela Năstase, mă gătesc pentru a-i primi ca la carte pe oaspeți la masa de seară și pentru a le servi la cină o porție dublă de întrebări cu mult bun gust. Invitata noastră din această seară este actriță, cântăreață, dansatoare, realizator TV, ne este o oaspete la cină, Alexia Vutis. Bun găsit, Adi! Bună seara, Ionela! E ca un exercițiu de dicție, aproape, numele acestei fete frumoase. Da. Te rog, Ce să încercăm acest exercițiu de dicție împreună. Alexia Vutis. Ah, ție ți-a ieșit. Ai neamuri în Grecia? Nu am neamuri în Gre Grecia, dar am făcut multă dicție la viața mea. Ah, bun. <laughs> bun. Și mâncare mult ai făcut la viața ta, de asemenea. Da ce i gătim Alexei? Ceva foarte, foarte simplu. E atât de simplu că nici nu pot să spun ție acum că să terminat rețeta. Știi, trebuie să mă concentrez să le zic cu rețeta din seara asta. Dar eu aș vrea să spun și ceva despre vinul din această seară. Te rog. Este un rozet, Chateau Valvis, de la domeniile Sâmburești. Nu bun pentru ce gătești tu acolo. Să știi că da. Dragii mei, pentru rețeta de astăzi o să afumăm toată casa, dar nici măcar nu mă interesează pentru că merită, vă spun am o mâncare foarte, foarte simplă. Atât de simplă încât dacă nu ești un pic atent, s-a dus pe lângă și s-a terminat cina. Încercăm să fim atenți totuși că până la urmă avem de servit două doamne. Ingredientele sunt puține. Cartofi pe care i-am și copt la 190 de grade Celsius cam 45 de minute, unt ardei pe care îi pun pe plită sau mă rog pe o tavă foarte subțire deasupra focului să se ardă bine pe toate părțile, ou Mă, mai multe ouă, ou poșat o să fie. Ou poșat înseamnă că aduci apa până aproape la temperatura de fierbere, bule mici acolo, pui foarte puțin oțet, poți să pui și o pișcătură de sare, că nu strică la nimic, faci un vârtej, dar nu așa tulburător, nu normal, normal spre molicel, așa. Oprești focul, pui oul acolo și lași 2 minute, 3 minute, ai oul poșat și cu asta basta. Lapte pentru un piure pe care îl fac din cartofii copți, niște unt, sare, piper și o pastă de măsline cu trufe negre. Și asta e tot. Hai să facem treaba! Alexia Țalavutis este cu noi la cină. Bine ai venit! Bine v-am găsit! Seara. Bună Mulțumesc seara, foarte mult că ai acceptat invitația noastră. Prima întrebare se leagă de gătit. Gătești vreodată? Știi să faci ceva foarte bun de mâncare? Da, fac niște salate atât de bune, dacă se pune și se numește gătit o salată. Se pune, sigur. Da, bine, o dată pe lună, aș spune, dar da, îmi place mai mult să fiu invitată, deci vă spun Placă rolul ăsta, vine perfect, mă pe În restaurantele din București, cele mai scumpe lucruri sunt salatele. <laughs> De, păi, cred că le-au tratat la wellness, nu mai sunt ah, la măcar corect, și, Da, da, dar... da, bio da. chestii. Și ce face Alexia, când ai musafiri acasă? Uh, mai rar, pentru că nu prea stau acasă. Tocmai de-aia mă bucur că a venit toamna un pic, plec o lună jumate, dar mă întorc și uh, da, am de gând să stau un pic. Și știi toate restaurantele din jurul casei tale? Da, da. da. Bine, nu te ține în picioare, adică gătește pentru noi în această seară. Da, mulțumesc. Ah, mulțumesc. Rog, Te rog, ia loc! <laughs> o onoare, mulțumesc! Alexia, tu ai zis că gătești doar salate, dar eu știu că atunci când vrei neapărat să-i faci soțului tău o ciorbă, chiar o faci, nu? Da, acum. <laughs> nu, serios. Câteodată, rar, uh, mă apuc, așa, mi-au toată ziua la dispoziție să mă bucur de bucătărie. Mai fac și o ciorbă de pui la grec, ce-i drept. Dar uh, mai e rar. Ciorbă de pui la grec sună deja complicat? Pentru mine, pentru nivelul meu, este foarte complicat. Câteodată, mă... ce zice? Uh, e foarte fericit. Eu mai puțin cu supele, cu ciorbele, dar e foarte fericit Știu să fac și ciorbă de perișoare, dacă e caz să ne dăm peste dacă cap Dacă e Dacă nu, poți să fii invitată că îmi place foarte mult Te prinde musafir. bine Foarte bine musafir, musafir de profesie Da Bun, vreau să-ți admir public outfit-ul De fiecare dată, ținutele tale sunt foarte spectaculoase Și te-aș întreba dacă... Ai un stilist sau ești tu foarte talentată? Mulțumesc! Mult adică de ești tot. spectaculoasă și pe scenă și la cină. Da, adevărat că astăzi am avut așa grijă să-mi iau această bluză foarte frumoasă din punctul meu de vedere. Am avut stilist, am lucrat foarte bine, am învățat foarte multe lucruri, doar că la un moment dat simți nevoia să te joci singură. Cel puțin asta am simțit eu. După care, ușor ușor în momentul în care am văzut o piesă, spre exemplu, asta mi-a plăcut, am luat-o și o păstrez, pentru că am impresia că mă prinde bine, face parte din mine. Plus, toată energia asta mea, să zic, solară, pentru că iubesc vara, și atunci mi se pare că, nu știu, albul este culoarea, este culoarea mea, în general și albastrul. Mă mai duc și un pic spre verde, dar aceste două culori, alb și albastru, mi se pare că deci, mă caracterizează. Alb și albastru, deja ne ducem către Grecia, nu? Da, da. Proveniența numelui tău este grecească, nu? Este, ți-a cu totul, adică da, da. Care e legătura cu Grecia? Legătura este că sunt și am și sânge albastru, ca să fac așa o metaforă. Bunicul meu este grec, și bineînțeles că toată familia are niște caracteristici destul de impregnante. De aici și cu Musafirul. Eu asta am învățat de la bunicul meu. El a fost Musafir toată viața, s-a așezat în capul mesei. Toată lumea roia așa în jurul lui și am învățat. Mie mi-a plăcut uh, acest exemplu. Și uite că... Ai preluat ceva <laughs> foarte bun de la bunicul. Da, <laughs> da, da, da. Dar bunicul s-a mutat în România sau este în Grecia? Uh, au venit împreună cu părinții uh, când erau mici uh, și au rămas în uh, aici, în România. Pentru că tu te-ai născut la Constanța, Da, nu? eu sunt născută în Constanța, da. Rămâne Constanța acasă? Acasă e, pentru mine este Bucureștiul. Dar acasă la părinți, da, e Constanța. De ce spun asta? Pentru că aici am viața mea de adult, însă o foarte bună parte uh, înseamnă și Constanța. N-am cum să nu recunosc acolo m-am format, dar aici m-am dezvoltat. Foarte frumos. Acum ai și un proiect, nu? Când și dansezi în limba greacă. Da. E cel mai nou proiect al tău. Spuneam câteva vorbe despre el. Proiectul ăsta nu a început acum de câteva luni. El a început. Cred că de pe la 4-5-6 ani, sigur într-o joacă, pentru că uh, bunicii mei uh, s-au cunoscut uh, la teatru. Eu vin dintr-o familie de artiști, ca să zic așa. Și uh, bunicii mei s-au cunoscut la teatru, s-au căsătorit. Eu am copilărit în culisele teatrului și în culisele și pe platurile de filmare ulterior. Ajungem imediat și la povestea Sigur aia. că da. Uh, și... Practic, în fiecare, la fiecare sărbătoare trebuia să spun o poezie sau un cântec în greacă. Venea Moș Crăciun, trebuia să cântăm Trigona Calanda, deci, practic, varianta în greacă, Moș Crăciun. Și tot așa. A fost ca o glumă. După care, ușor, ușor, am început să învăț dansurile grece, să merg la comunitatea Elena Elpis din Constanța. Spargi farfurii? Oh, frecvent! Și la noi acasă, dacă se spar farfurii sau pahare, dar nu e nicio problemă, imediat s-a dus ghinionul. Da, pentru, mine, pentru noi, chestia asta bă, e o bucurie. Asta înseamnă că ai casa plină, că ai fericire, că te distrezi și te bucuri se duce ghinionul. Până la urmă, asta e semnificația. Și ușor, ușor am început să plec în Grecia, alături de comunitate, cântam, dansam și uite că, la un moment dat, am, am lăsat... Să zic așa, zona asta, dar știam că o să, o să o reiau pentru că face parte din mine. Vezi că asta ziceam un pic mai devreme, faptul că eu vreau să iasă lucrurile exact așa cum îmi imaginez, cum mi-ar plăcea acum, așa, sunt foarte perfecționistă și asta m-a încurcat. E de la o vreme, am zis nu mai gata, hai să scoatem <laughs> ideea de a face ceva perfect pentru că realmente n-ai cum să atingi perfecțiunea, și am zis, ok, acum este momentul să fac acest proiect. Poate eu mi l-am imaginat altfel, dar uh, am zis, gata, ăsta e momentul. Eu simt să fac acum și acum fac. Părul tău este așa natural? Da. Deci... Și este chiar de la bunicul. Deci Cunea. tu, practic, te speli pe cap și pleci la nuntă, cum zic e, eu. E, nu chiar, nu. Să știi că la fel de mult durează ca și la părul drept aranjatul. Dar da, este un păr creț, dificil, altfel și apropo de chestia asta, să știi că și acum mai îmi spune lumea, dar de ce nu ți-l întrebi? Că stă foarte bine și așa. Și să dar de ce dacă eu sunt asta? De ce dacă eu mă simt bine? Așa. Sigur, n-am fost dintotdeauna atât de încântată de părul meu. Pentru că în școală, ca toată lumea, era ideea asta, hai să mergem uh, cu spiritul de turmă, știi? Până când, la un moment dat, zic mă, dar nu toată lumea o zice degeaba că ce păr frumos am și că e diferit. Și atunci am zis, ok, înseamnă că trebuie să mi-l asum, să-mi placă foarte mult. Dar bine, aici vine și cu niște drame din copilărie. Gândește că nu există produsele pe care le avem acum. Și întotdeauna a fost foarte dificil, adică tot... Tot, toți vecinii de pe stradă sau de la bloc, depinde unde stăteam în ce perioadă, știau când mă spăl eu pe cap. Pentru că se auzeau urlete. Și vorba aia, cu signalul am stat întotdeauna foarte bine. Ai de asemenea un zâmbet foarte frumos. Tu ești fetița cu soarele în dinți, nu? Ce frumos! Ai citit undeva, așa da, da, Da. Te rog să ne povestești. Cine a zis-o, cum a zis-o, când am a am zis-o? foarte frumoasă legată de... Acest compliment uh, Mihai Constantinescu, el uh, mi-a spus uh, la un moment dat tu ai soarele în dinți. Și din momentul ăla a fost așa, a rămas timp uh, așa în minte, plus că în fine bă, eu mergeam la festivaluri, la concursuri de muzică și el era de cel mai multe ori jurat. Uh, sigur ulterior uh, am ajuns să îl și prezint și a fost o mare onoare să pot să fac asta. Și da, a rămas așa cumva un compliment foarte frumos. Ulterior, bineînțeles, cu părinții mi-au spus același lucru și a rămas o amintire foarte frumoasă legată de Mihai. Dar tu chiar așa ești. Ești o femeie zâmbitoare. Încerc. Încerc și să știi. Cu toată această veselie afișată, eu știu că ești un om disciplinat, te-a disciplinat sportul de performanță? Dans ai făcut, nu? Da, am făcut dans sportiv de performanță. Da, foarte mult m-a disciplinat, m-a ajutat la mentalitate, dar cred că disciplina pe care eu am acumulat-o și o am acum, de-a lungul anilor, a pornit de acasă. De ce spun asta? Pentru că toată familia mea este în casa noastră, cum ar spune soțul meu, este un haos organizat. <gântu -i> Deci, fix așa este. Cam postura unei femei. Exact. Este un house organizat. Și să știi, că am copilărit foarte artistic. Adică, de la vârsta de șase ani am început prima emisiune TV. Ajungem și acolo, dar tu te-ai născut după Revoluție. Ți-au povestit părinții cât de norocoasă ai fost să nu te naști în comunism. Știi ceva despre comunism? Da, clar, normal. Ce ai citit uh, în cartea de istorie? Uh, da, și din poveștile lor, mai ales pentru că foarte multe din istoriile noastre, poveștile lor, uh, se leagă cumva de problemele care existau atunci. Eu, sigur, m-am născut în 90, însă fix în perioada de tranzit, adică metehnele erau aceleași, obiceiurile aproape aceleași și, sigur, eu uh, am auzit foarte multe uh, povești. Uh, despre comunism, regimul comunism. Uh, pentru că din familie am avut niște, sau mă rog, străbunii mei, au avut niște fabrici care au fost confiscate de mobilă, de ceramică și îți dai seama că toate lucrurile astea cumva le-am auzit. Povești. Povești. De ale familiei, Povești. da. Ai amintit un pic mai devreme, tu ai fost, de fapt, vedetă de mică pentru că la șase ani deja prezentai o emisiune de televiziune. Ce te-a trimis către zona asta artistică? Joaca ta preferată acolo era în zona artistică? Ia, asta e clar. Pe lângă faptul că organizăm și făceam spectacole la mine în sufragerie și chemam toată strada și nu numai, și de pe lângă, din cartier, da, chemam pe toată lumea, te am bilet frumos, adică nu există. Arta trebuie apreciată, deci vă rogăm, lăsați o taxă de intrare. Făceai bani așa, de da, mică? Da, da, da. Ți-am zis, organizat, adică... Spiritul ăsta de antreprenor de unde vine? De la mama, de la tata sau tot de la bunicul grec? Uh, nu, de, cred că de la ai mei, da, de la tata mai mult spiritul ăsta de organizarea finanțelor. Uh, dar înainte de asta eu am cântat de când mă știu, cel puțin așa mi-au povestit părinții, că e un loc să cer un pahar cu apă, eu cântam cerând un pahar cu apă. Asta e și pentru că am copilărit în teatru și mergeam foarte des la balet, la operetă, la o operă și eu dacă am văzut că oamenii aceia vorbesc cântând, eu am crezut că așa se face. Și practic așa și-au dat seama ei mei că îmi place foarte mult zona asta. Am început cu baletul, de fapt, la patru ani. Sigur, aveam o metoda mea, ca de obicei diferită, ne-o și... povestești imediat da. după ce mâncăm un pic oh, Pentru că e gata cina Și e păcat să se răcească da, Asta e un piure din cartofi copți mm. Cu ardei copți Cu ouă poșat și cu trufe Mulțumim. Super! Poftă Mulțumim, Adi. Mulțumesc mult de trufe Ai citit pe undeva oare? <laughs> Totuia, <trufele>? Poate Adi <laughs> așa. Mulțumim frumos Te rog, poftă bună! Alexia, înainte de pauza de masă, ne spuneai faptul că ți-ai început cariera artistică la balet. Te rog să continui. Da, la patru ani, ca orice fetiță, m-au dus și pe mine la balet. Sigur, mi-am impus un stil propriu și personal. Există și dovezi în acest sens. Și anume că toate fetițele stăteau pe partea dreaptă, eu eram cu mâna stângă în sus, pentru că mi s-a părut mie că era mai frumos așa. Și, ba chiar m-am dus și mai departe în spectacole, bineînțeles, eu am făcut și un solo la un moment dat. Așa am simțit eu nevoia. <laughs> da, am improvizat de mică, ca să zic așa. Și apoi televiziunea a început să faci la șase ani, cum am spus un pic mai devreme, unde? Am participat la o emisiune concurs, după care bă, am ajuns într-o echipă și am dat startul unei emisiuni pentru copii la vârsta de șase ani în Constanța. Picolino se numea emisiunea, care să știi că a avut foarte mare succes. De și... autografe pe stradă, micuță fiind? Mai să știi că da. <laughs> și era foarte frumos, pentru că noi eram o cașcă de copii, picolino, asta însemna. Eram o cașcă de copii care făceau diverse lucruri. Tata prezenta, era prezentator TV, bunica mea realizator producea emisiunea, mama mea regizor, adică eram într-o zonă foarte creativă și lucram mereu cu oameni mari. Dar și cu copii. Și ca atare, eu, spre exemplu, pe Alice, bunica mea, o strigam Doamna Alice. Doamna Alice, producătoarea, cum să o strig bunica. Cred că nu i-am zis niciodată uh, bunica, pentru că îi place mai mult așa. Știi, Doamna Alice, e un personaj și acum, adică toată lumea o cunoaște pe Doamna Alice. Și atunci am început uh, să fac mai de toate. Am prezentat top muzical, am făcut sketchuri pe caragiale. Am făcut mini playback, playback show. Practic, noi eram acești copii care făceau playback și ne deghizam, ne mascam în funcție de piesa respectivă, muzică sau piesă de teatru și așa mai departe. Am făcut foarte multe lucruri. Și de acolo, practic, a început mai serios într-o într zonă. Cu echipă de filmare Și a era... ajuns în gașca la, la Da, ben, nu? bine Asta viața, mult mai târziu de de da. Hai să uh, rămânem un pic la perioada liceului Pentru că ai făcut George Enescu Ca absolventa unui liceu uh, De renume, important uh, Crezi că se face muzică De bună calitate în România? Da Se face muzică cu sufletul Eu asta cred Sigur, nu peste tot, dar se face muzică cu Sufletul. Acum, calitatea mai și contează unde. Unde te duci? Unde te duci să asculți muzică? Unde te duci să faci muzică? Cred că aici e o diferență. Dar, da, în liceu, toată lumea, mi-aduc aminte că toată lumea, indiferent de ce fel de muzică o făceau, puneau Suflet. Toți eram pasionați. Eu am început liceul de muzică în Constanța, după care m-am transferat la București având multe evenimente aici, am simțit nevoia să mă mult mai repede decât aș fi făcut-o ca toți ceilalți, să zicem, la facultate. Și ca atare am început de mică să fac muzică și să știi că sufletul era cel mai important. Avem colegi care se trăgeau din familie de muzicanți, ei mergeau la nunți și dimineața veneau la ore. Dar îți spun, sufletul era tot ce conta. Suflet ai pus, de fapt, în tot ce ai făcut, nu? În bă, balet, dans, bă, dans sportiv, de performanță, teatru. muzică, teatru. Toate aceste proiecte ți-au adus și bani sau doar notorietate? A meritat și financiar? Uh... uitându te acum în urmă, în acei mulți nu. ani, nu? <laughs> Uitându-mă în urmă, nu. Nu, n-a meritat financiar. Sigur, a fost o remunerație, cât să fie acolo la modul ai muncit, uite și ceva bani, ceva roade. Dar să te îmbogățești, nu. Cel puțin la mine nu s-a întâmplat asta. Am câțiva colegi care au reușit să facă asta și felicit, dar vezi, aici cumva a fost de la început greșeala mea pentru că eu n-am știut, mi-am luat câteva pe bune cu contracte, vorbind serios acum, eu nu am știut să, să și să stau la masă foarte clar și să spunem asta, asta și asta. Nu, eu am fost, facem, cum să nu? Vai, de-abia aștept, îmi doresc. Hai să facem asta. După care mă trezeam ca o artistă, <laughs> nediscutând <laughs> lucruri. <laughs> și, dar am învățat, am învățat în timp, nu-mi pare absolut deloc rău. Și oricum m am mai întrebat câțiva, da, dacă nu te îmbogățești, de ce nu faci altceva, știi? Și zic, păi cum, eu nu vreau să mă îmbogățesc făcând asta. Eu vreau să fac pentru ce cred eu că sunt menită să fac. Ce și crezi tu că ești menită să faci? Asta. Să mă, să îmi deschid sufletul și să-i fac pe ceilalți să se deschidă în fața mea ca eu să mă joc cu emoțiile lor. Ai câștigat și pariul cu viața pe soțul tău, l-ai <laughs> cunoscut la locul de muncă. Da. Cum a fost prima întâlnire? Prima întâlnire cred că a fost la casting. Uh, sigur nu știam uh, cine se află acolo. Uh, cred că vocea Roxandre Ion am recunoscut-o. rest mai erau câțiva oameni în comisie. Uh, nu știam atunci că va fi soțul meu dar uh, să știi că i-am remarcat ochii. Îi țin foarte bine minte. Uh, pentru că de obicei când, când ești pe scenă Nu prea vezi ce se întâmplă în spatele luminilor Ei cum erau în spatele uh, luminilor Doar voce auzeam Dar zărei și niște ochi E, ochii lui uh, i-am remarcat Acum ești căsătorită cu un regizor E un avantaj pentru tine ca actriță? E un, ca actriță. un dezavantaj E un dezavantaj? Da. De ce? E un dezavantaj uh, și ca actriță Dar și ca artist sau... Uh, invitat într-o emisiune pe care el o produce. Da, adică nu e ușor uh, să trebuiască să demonstrezi mereu că tu ești acolo, nu pentru că ești soție sau văr, verișor, fin, naș, că mai sunt și alte cazuri da, de genul ăsta în industrie. Uh, și tu trebuie să... De fapt, nu, tu nu trebuie să faci nimic. Ceilalți trebuie să observe că tu ești acolo pe merit. Și uh, lucru ăsta, bariera asta am avut-o încă de la, uh, pare cu viața, din serial. Colegii mei, buni mei prieteni, care erau colegi și prieteni, uh, dintr-o dată au fost câțiva care n-au mai fost. Au fost doar colegi, nu și buni prieteni? Da, nici și colegi n-au mai fost. Că știi cum e din colegialitate, parcă mai faci niște lucruri, dar nu. Știi, partea, partea de omenie s-a mai dus un pic, s-a mai șters. Și. Uh, eu inițial n-am înțeles de ce, după care ok, înseamnă că aici nu e vorba despre mine, ci despre voi și dacă oamenii nu înțeleg că eu sunt fericită și că este o bucurie că s-a întâmplat asta, să se, să se vadă doi oameni, să se întâlnească și să se iubească, mi se pare cel mai frumos lucru. Dacă tu nu poți să înțelegi asta și să te bucuri pentru fericirea mea, ok, am înțeles. Așa, așa au înțeles ei lucrurile. Da, e ciudat că ceea ce poate părea un avantaj, de fapt este un dezavantaj pentru tine. Am vorbit despre foarte multele lucruri pe care tu le-ai făcut până acum și ești foarte tânără. Simți că ai pierdut ceva în anii în care ai muncit foarte, foarte mult? E ceva ce ai lăsat în urmă? Nu. Nu cred. Adică simți ai avut doar... tot ce trebuie, copilărie, adolescență, n-a da. contat că ai muncit. Și eu am avut la... o copilărie superbă. Faptul că eu eram pe platurile de filmare, eram unde-mi doream. La 6 sau șapte am ajuns prima oară în Buftea, făceam figurație pentru un film francez, o coproducție și eram cea mai fericită. Și era minunat, eu asta îmi doream să fac de mică, adică tot, toți pașii pe care eu i-am făcut, sigur am muncit și muncesc în continuare pentru că orele de filmare în general sunt de la 12 ore în sus pe zi, câteodată și fără weekenduri libere, deci e un consum foarte mare. Dar nu cred că am lăsat nimic în urmă. Ceea ce mi-am dorit să fac, să la Domnului, am reușit. Ce ți-a plăcut fac? cel mai mult din tot ce ai făcut până acum? Muzică, dans, tot. teatru, Nu aș film. putea să aleg niciodată. Niciodată. Nu. Pentru că e un tot. Și asta am simțit de mică, pentru că eu am fost la un moment dat pusă să aleg. Uite, ăsta a fost și motivul pentru care m-am lăsat de dans sportiv, de performanță. Antrenorul, rus fiind, foarte dur, adică lucrurile erau foarte clare acolo, m-a pus să aleg. Ce alegi? Muzică sau dans? Și am zis, dar de ce trebuie să aleg? la urmă despre asta este vorba. Asta face un artist complet, nu? Eu așa am învățat. Eu așa m-am uitat uh, peste ocean și eu așa am văzut că fac cei de acolo. Că ei sunt buni în toate cele trei domenii, și anume actorie, și cântă, da, pe muzică. Uh, și dansează. Și dansează, da. Deci e un tot. De ce trebuie să renunț? Uh, și n-am. Am mai fost pusă în poziția de a renunța la ceva. N-am făcut tot. Am mai adăugat ceva. Televiziunea. Televiziunea, care de fapt vezi că a fost prima iubire, să zic așa, la șase ani. Deci pot spune că nu e niciun regret? Un regret am, da. Care? Că m-am încurcat perfecționismul și că n-am acționat în anumite momente pentru că nu era perfect cum vreau eu. Și mai e ceva, apropo de perfecțiunea pe care tu o tot aduci în discuție de la începutul dialogului nostru, ai fost la școală, școală de muzică, ai fost la teatru, facultate de teatru, nu ajungea că erai deja vedetă? De ce ai simțit nevoia să te școlești fix pe domeniile în care deja Atunci activai? Și, și jurnalism. Și <laughs> jurnalismul, da. Da, pentru că mi-am dorit întotdeauna să fac la cel mai înalt nivel ceea ce fac. Adică pentru mine nu era de ajuns că ajungeam și spuneam bună seara, astăzi avem, facem, dregem. Nu. Eu vreau să știu tot. Eu vreau să fiu pregătită pentru orice situație. Asta fac și acum, de fapt. Vezi că orele astea zilnice de live sunt foarte diferite și te pregătesc pentru alte situații. Iar eu, de-a lungul timpului, am avut parte și mi -am, mi -am, am trăit niște experiențe unice, din care mi-am luat... Toate lucrurile Hai să auzim ceva experiențe unice Nu știu, întâmplări uh, haioase și dramatice pe scenă Ce-ți vine în minte acum? Dramatice uh, Uite, pot să zic că am, am fost uh, într-o situație comico-dramatică în fața 6000 mii de oameni, pe scenă la arenele romane, cântam o piesă, aveam o rochie. Cei din producție m-au ajutat cu niște ventilatoare ca să zboare rochia, să fie ceva ep epic. Mergi, da, 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 ceva. să fie ceva epic acolo, o situație. Și aveam și niște scări foarte înalte, adică totul era foarte repetat cu niște spoturi de lumini. La un moment dat se schimba, se schimba uh, jocul de lumini un anumit bit. Deci era totul pus la punct repetat cu două luni înainte, închipuiți. Ei bine, s-a întâmplat uh, să... Cad, uh, să uh, Pășesc pe unul dintre șuruburile de la uh, o treaptă, de pe acea scară lungă, și uite cum eu uh, am uh, ajuns jumătate de scară, efectiv. Uh, am am căzut, dar și cântând în același timp, am căzut așa frumos. Uh, ce ai făcut? Ce să fac? Am cântat în continuare, era versul meu. Eram un duet și era versul meu, am cântat în continuare. Ba chiar m-am supărat pe colegul meu, de ce a schimbat coregrafia, că noi nu trebuia să ne întâlnim atunci. El ca un. A venit Gentil, să te ridice om, de a venit jos, să mă ridice, da, să mi ofere mâna. Fii și cu rochie, închipuieți. Eu l-am certat după, că de ce a stricat coreografia, că nu trebuia atunci. să mă ridicam eu și continuam. Da. Asta a fost un moment așa, haios. Există și o filmare pe YouTube, unde se aud oamenii care fac... După care, imediat, a, gata, e bine, s-a ridicat. Sunt foarte multe lucruri, dar pot să-ți mai povestesc o, o situație. După luni de zile în care filmam Non-stop pentru, pentru serial, am avut și prima ieșire cu publicul, ca să zic așa. Pariu cu viața, despre da, asta. Da, vorbim, da, da. da. Uh -huh. După lansarea Pariu cu viața, la câteva luni. Dar bine, noi filmam cu mult timp înainte. Și am avut uh, prima vedere cu publicul, anunțată, bineînțeles, într-un mall din București. Uh, practic, atunci am luat contact pentru prima oară cu ceea ce făcusem noi, pentru ceea ce muncisem noi, știi, și am văzut care este rezultatul. Reacția fanilor. Reac... Molul a fost uh, um, depășit efectiv de capacitatea oamenilor care au venit acolo. Erau peste 10.000 de oameni, au fost chemați pompieri, au fost chemați în jandarmeria, pentru că efectiv uh, oamenii vreau să intre în mol să ne cunoască, nu mai aveau loc de te în picioare efectiv. Eu am văzut imaginea pe care am văzut-o la Michael Jackson cu oameni scoși pe brațe. Asta vedeam eu în fața mea gândindu-mă toți oamenii ăștia au venit pentru noi. Este incredibil ce se întâmplă. Și a fost o situație în care nu ne așteptam nici noi, nici producătorii să fie atât de mare. Și a fost un sentiment foarte frumos. Și anume că, indiferent cât de mult muncești, tu știi că îți dorești și muncești, dar la un moment dat o să vină și satisfacția. Și ăla a fost un moment în care, ok, dacă așa se simte, așa, așa, de frumos, atât de bine se simte, succesul, ca să zic, e minunat că am ajuns aici. Și îl vreau în continuare. Da, 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 da. Cu atât de multă treabă, tu în vacanță când mai pleci? Vacanțele fac parte din, din, treaba mea, ca să zic așa. Adică de eu dacă plec și muncesc de acolo. Păi ai fost în Thailanda, știu că ești îndrăgostită de Asia, în special de Thailanda. Da, Thailanda nu ți-a adus doar zâmbete, nu? Ultima experiență în Thailanda n-a fost tocmai fericită. Ah, da, corect. Eu am crezut că îmi spui că nu mi-a adus doar zâmbete, mi-a adus și o cerere în vezi? Mintea mea se duce tot timpul spre optimiz. Acolo a venit, Acolo a venit cererea în căsătorie? Da, da. Noi, prima oară în Thailanda am fost împreună. De fapt, am fost în gașcă de prieteni, cu o gașcă de prieteni și acolo am fost cerută. Te La mizu, nu. Nu, nu, nu mă așteptam absolut deloc, pentru că eram în gașcă. Cine s-ar fi așteptat ca într-o vacanță din asta de distracție și de. Uh, și, și să explorăm uh, acolo insula, în Cosa Moera, uh, cine s-ar fi așteptat uh, la un asemenea gest uh, romantic și, mă rog, mai mult decât atât. Că, da, e vorba de un commitment, e mai mult decât o cerere. Adică. E, e... a fost foarte frumos. Ce a fost cu accidentul? Sunteți bine amândoi acum, da? Uh, da, slavă Domnului, da, uite, a trecut. Un an și jumătate de atunci, mai mult chiar Un accident de scooter, parcă a fost, nu? Da, mai a fost un ghinion Asta s-a întâmplat Chiar a fost un ghinion pur Pentru că nu era prim, nici prima oară când încheriam un scuter și ne plimbam pe acolo Doar că, na, așa e viața Uneori se mai întâmplă și lucruri de genul ăsta Dar am tras foarte mult Am stat o lună și ceva în spital Soțul meu a avut parte și de câteva operații ce să zic, a fost un hop greu. Foarte greu. O cumpănă pe care ați depășit-o împreună, deși te arăți mereu foarte, foarte veselă, iată, sunt și astfel de momente de tristețe, necazuri în viața unui om și în viața ta. Cum, care este mecanismul tău de a trece mai departe atunci când întâlnești un astfel de obstacol? Cum îți redai zâmbetul? Da, da, știu ce vrei să spun. Eu sunt genul de... Femeie care caută soluții. Mereu. Adică nu stai să te plângi. Vai ce am pățit, hai să vedem ce putem face, nu? Dacă stau să povestesc, este pentru că probabil am nevoie să de mă descarc și să mă înțeleagă și pe mine cineva. Dar primul meu instinct este să caut soluții. Ok. Probabil că vine și dintr-un reflex de la job, de la muncă. Adică, uite, spre exemplu, dacă nu aveam ceva pe set, ok. Schimbăm, improvizăm, găsim alte soluții. Și poate că de asta caut mereu soluții. Deci, defect profesional. Da, dar să știi că mă și ajută. Pentru că, în loc să mă scufund, eu caut ieșirea. Știi? Să văd luminița de la capătul tunelului. Spuneam un pic mai devreme că uneori simți nevoia să povestești ca să te descarci. Da. S-a întâmplat să vrei să povestești și unui psiholog. Se tot discută despre depresie. Depresia așa a făcut vreodată culcuș în sufletul tău? Să știi că sunt un om fericit și norocos. Nu. După cum ai tras aer în piept, mă așteptam să zici că da. Nu, nu, nu. Slavă Domnului, nu. N-am experimentat niciodată depresia, dar niște stări de anxietate sau într-o perioadă în care nu eram cum trebuie, pentru că eu simțeam că nu e acolo locul meu. Sau nu eram echilibrată, în păcate, da Dar depresie, nu, n-am ajuns Am fost la psiholog, am un psiholog la care merg De fiecare dată când simt nevoia și nu pot eu să mă descurc singură cu gândurile mele Dar să știi că eu privesc toată, toată chestia asta ca pe, o, ca pe un proiect Probabil că, da, uite, vezi, dacă așa am fost învățată să fie proiectul ăsta Se încheie ca să se deschidă alte uși și atunci fiecare parte sau bucata vieții, așa am văzut-o. Spre exemplu, accidentul. A fost o perioadă foarte grea. Dar cu siguranță se vor încheia toate cele probleme și vom merge mai departe către alte lucruri. Ceea ce știm noi și vrem să trăim. Ce uși aștept să ți se deschidă în viitorul apropiat? <laughs> nu aștept. Le deschid singură sau dacă văd oportunitatea, o deschid eu. Te întreb altfel, de la ce ușă ai cheia în acest moment? <laughs> de la o viață mai echilibrată, pentru că îmi doresc foarte mult să, să fiu mai bine cu mine. Am avut și câteva probleme de sănătate, tot pe seama oboselii. Uh, se trag foarte multe lucruri, dar uh, la un moment dat ajungi și zici, ok, trag linie. A meritat? Da. Am meritat să nu fiu bine cu sănătatea, pentru că uite ce am făcut, uite ce am realizat și sunt fericită cu asta. Dar vezi că la un moment dat trebuie să, trebuie să revin acel echilibru. Ne oprim pentru o foarte scurtă pauză de publicitate, ne întoarcem în doar câteva momente, rămâneți cu noi! Rămâneți cu noi! Emisiunea la cină susținută de Aqua Carpatica, Chateau Valvis și Kaufland continuă după publicitate. Bine ați revenit! Sunteți la cină, Emisiune oferită de Aqua Carpatica, Chateau Valvis și Kaufland. Ne-am întors, suntem la cină în această seară cu Alexia Țalavutis. Care este cea mai interesantă propunere pe care ai primit-o vreodată de la un, un fan? E, asta că am fost cerută, cred că toată, toate femeile au fost cerute la un de către cred! Fan. Nu Ei cred. Ba da, mi se pare comun așa un pic... Ultima oară când am fost la Paris am primit un mesaj de la, de la cineva. Mi-a și trimis câte un comentariu la fiecare poză ca să văd mesajul respectiv și era vorba despre o fană. Eu eram cu o fostă colegă acolo. Era vorba despre o fană care știa foarte multe lucruri, de foarte mulți ani mă urmărea și mi-a zis vrei să ne vedem? Zic, mă, eu sunt în vacanță dar hai de ce nu? M-am văzut cu ea, a fost extraordinar de fericită. Cred că jumătate de oră tremurat efectiv, și da, eu am simțit-o că Mi se părea foarte foarte drăguț faptul că am putut să facem asta și chiar m-am bucurat. Bine, acum să nu înțeleagă lumea că tu faci asta în fiecare zi, că n ai mai avea fie... timp deloc pentru tine. În fiecare zi nu, dar să știi că, uite, când am ocazia și un pic de timp liber, ce mă costă să fac o bucurie până la urmă? Apropo de timp liber, trăiești într-un rit nebun, alert. Când îți sufletul? Între timp. <laughs> nu știu. <cum. laughs> să știi că câteodată există perioade în care trebuie să îmi uh, plănuiesc uh, aceste pauze și sunt la minut. Adică, dacă vreau să-mi iau o, o jumătate de oră efectiv să respir și să Dau, poate, un pahar de apă liniștită, fără să trebuiască să ial, repede, du, hai, repede, așa. Uh, Fac chestia asta, dar. Uh, E o luptă pentru că telefonul, toată lumea e aici, în telefon și... Uh... Unde l-ai pus acum? E acolo, nu? Bineînțeles, nu vă închipuiți că... Ca... Asta pentru că ai vrut să faci o fotografie aici, la cină. Da, așa e. <laughs> Tot se întâmplă aici, pe telefon și e foarte greu cumva să te scoți din priză. Cred că de asta, de cele mai multe ori, eu, în momentul în care termin un proiect foarte solicitant, am nevoie de o pauză în care efectiv să mă scot din priză. Și de cele mai multe ori fac asta dacă plec din țară, pentru că oamenii știu că sunt plecată și atunci nu mai sună chiar atât de tare telefonul. Te încarci de la, de la, tot ceea ce trăiești, și anume pauză, și revin aici cu bateriile încărcate. Cam așa am reușit până acum să, să gestionez lucrurile. Momentul de cumpănă din viața ta care a fost? Fără, dar și poate accidentul acela, pe nu? care l-am avut în Thailanda. Da, da. da. Acela a fost un moment de cumpână. într-un moment în care eram foarte bine. Că vezi, aici e șocul. Ești foarte bine, ești în vacanță de Crăciun, cu persoana iubită, totul este perfect. Și dintr-o dată nu mai este. La o secundă distanță, te afli într-o. Sală, hol, și nu știi ce se întâmplă cu viața ta. Practic, aștepți o sentință, să zic așa. Uite, să știi că am avut foarte multe de Uf, învățat atunci. Acum că îți povestesc, practic. da, un pic. Da, M-am revăzut pe holul acela, și, probabil, că de-aia am o reacție. Așa. Aveam aici o întrebare. Ce te face să plângi? Iată, amintirea unui, unei clipe nenorocite. Da. De cine ți este foarte dor astăzi? De motanul meu. Miu, dacă îți vine să crezi. Da, îmi vine să cred. Da. mi este dor de el pentru că de două luni și jumătate... Este la bă, părinții mei, pentru că noi am, am fost plecați. Am avut și proiecte în care nu am stat absolut deloc acasă și ne-am gândit la el. Fiind și foarte cald, am, am avut grijă și de el și am zis cel mai bine să stai acolo cu ei decât singur acasă are o vârstă și na, ne gândim și la sufletelul lui, nu numai la al nostru, dar mergem să-l recuperăm în câteva zile. Dar apropo de sufletelul vostru, te rog să-mi spui, Alexia, cum arată o cină perfectă pentru tine? Cina perfectă e cu soțul meu, o mâncare bună, nu contează dacă e preparată de noi sau făcută de cineva special și două ore în care să fim doar noi. Asta este cine ideală. Când ați avut ultima oară două ore doar pentru voi? Uh, mâine. <laughs> mâine. Mâine, mâine. Mâine avem chiar o zi întreagă pentru noi. L-am amenințat, i-am zis, nu se poate. O zi întreagă pentru noi. În această emisiune ai râs, ai zâmbit. Ai plâns? Ca în viață. Cu da. de toate. Cu de toate, ca așa orma, nu? Da, sau ca Girusul. Acum depinde... Vorbim suplanii, despre Grecia. Ce, prefer. da, da, da. ce te scoate din sărite? Ah, <laughs> sunt destul de imposivă să știi. Mai din totdeauna am fost așa foarte activă, foarte vulcanică. Mă scot multe lucruri din sărite, dar în, în timp am, am învățat să gestionez altfel lucrurile. Adică cât de important este pentru mine lucrul ăla și de ce mă afectează, de ce mă scoate din sărit. Însă, ce n-am putut să scot absolut deloc din sistem este nedreptatea. Asta mă enervează cel mai mult. Eu am fost genul de, de fetiță și de copil care a fost cu sabia dreptății. Adică, dacă ceva nu era în regulă, eu imediat spuneam: Singură la părinți? Eu imediat spuneam, pe lângă asta făceam comitetul în care măi, voi sunteți, spuneți, voi, uh, voi sunteți în regulă, dar asta din școală, sunteți în regulă cu asta, asta, asta? Nu, păi să mergem să spunem. Bun, nu vrei să știi de câte ori m-am trezit singură, acolo în față, spunând ceva care nu mi se părea mie în regulă, toți ceilalți stăcând. Doar tu revoltându-te. Da, în doar finanț. eu, pentru că celorlalți le era frică. Și să știi că, uite... Uh, m-a ajutat asta, dar a fost și un dezavantaj în viață. Pentru că știi că de cel mai multe ori adevărul deranjează sau doare sau poate că adulți ar trebui să avem un alt fel de filtru uh, și să ne alegem diferit cuvintele. Eu nu. Eu am știut să fiu sinceră și foarte obiectivă și de la început. Și am avut de pierdut uneori. De asta în continuare mă deranjează nedreptatea. Ce sunt banii pentru tine? O unealtă de a pă, cumpăra lucruri, de a face schimb, efectiv. Adică, e ca un troc pentru mine. Eu așa am învățat la școală și așa am tratat până acum lucrurile. Ce contracte refuzi, apropo, de bani? Contracte care nu mi-aduc uh, satisfacție. De pildă. De pildă, ce n-ai face ca influencer? am refuzat multe contracte pentru că nu am fost de acord, spre exemplu, cu produsul respectiv sau cu ceea ce transmitea produsul respectiv sau cu filozofia brandului în speță. Pentru că eu consider că dacă fac ceva forțat, îmi tai credibilitatea pe care eu am încercat să o creez în an de zile. Și nu mi se pare că este un preț pentru care aș, aș fi nevoită să-l plătesc, cel puțin nu acum. De-aia zicem că mi se pare că sunt un om norocos și așa este. Uh, îmi permit să fac și lucrurile astea. Să zic nu, stop, până aici. Nu mi se pare ghi pentru mine. Și uite, ultima întrebare. Așa de repede! Așa de repede, a trecut a, timpul, -a -a da, lăcut. din păcate. mi a plăcut <laughs> foarte mult de a trecut repede. Da, ți a plăcut, aici. mai poftește pe la noi, spun eu la final, dar nu e încă finalul. Vreau să-mi spui ce-ți ar face viața mai frumoasă. Mai frumoasă decât e acum. E ceva ce-ți dorești foarte, foarte tare și nu ai acum când noi stăm de vorbă da. O familie numeroasă. Copii? Da. Frumos. Încheiem cu acest ton optimist. Exact. Emisiunea la cină. Doamne ajută, așa să fie. Doamne ajută, așa să fie. Așa să fie. Cu gălăgie și un haos organizat în casă. Asta îmi doresc. Cum spunem noroc în greacă? Iamas. Uh, Iamas. Zicem. Iamas. Mulțumesc foarte mult, Alexia, pentru prezența la cină. Și mulțumesc mult de tot. Uh, Paracalop. Asta cuvântul. Bane! Mulțumesc! Vă mulțumim și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru că ne-ați privit la cină și în această seară de sâmbătă vă dăm întâlnire din nou săptămâna viitoare. Ora 21, Digi 24. Pe curând! Emisiunea va fost oferită de Aqua Carpatica, Chateau Valvis și Kaufland. Ne revedem săptămâna viitoare!